Vă salut pe toți și bine v-am regăsit la partea în care ajungem la 100 de zile din această serie. Vă mulțumesc foarte mult pentru fiecare like, fiecare comentariu pe care l-ați lăsat la această serie și drept răsplată zic eu că o să vă las harta la download când vom face 10.000 de like-uri. Vom face foarte repede, deci apăsați să faceți rost de ea cât mai rapid. Din fericire, seria nu se va încheia în acest episod, vom continua să ne jucăm pe această hartă, dar episoadele o să fie puțin mai diferite, majoritatea de acum încolo le vom filma pe trovo, deci practic o să vedeți behind the scenes acolo, iar pe YouTube veți vedea fazele importante. Chiar sunt curios să-mi ziceți în comentarii care a fost momentul vostru preferat pentru voi din această serie, așa că lasă un comentariu mai jos și vei primi o inimioară. Îți mulțumesc că te uiți la această serie și vizionare plăcută! Veți găsi acum pe ecran lista cu lucrurile pe care trebuie să le facem până la ziua 100. Se pare că ne întoarcem mult mai repede în Nether. Ho, oh, ce repede am găsit, mamă nu credeam, și deja am găsit primele bucățele, ok și e prima dată când fac chestia asta pe această lume, avem arcul cu flame și ar trebui să explodeze primul nostru TNT, dar din păcate nu este nimic Încă o bucățică, două chiar, trei chiar, ok nu m-așteptam la asta încă un... What? Fix lângă astea. voi vedeți? Asta e cea mai bună tactică, v-am mai zis de tactica asta cu minatul. Cea mai bună tactică de minat, Ancient Debris. Hai să fie două bucăți, hai să fie două bucăți. Yes, două bucăți, avem 8 în total. Oh, trei bucăți chiar, 9 în total și putem face încă două upgrade-uri fix ce avem nevoie. Uh, cred că avem niște vizitatori pe aici și nu știu cum au ajuns. Bă, cât timp nu mă atacă, nu-mi fac probleme, se împretene și cu găinile. N-am făcut rost de foarte mult gol, nici de quartz, dar e bine că am făcut rost acolo de netherite. Primul upgrade, și desigur al doilea și uitasem că eu mai am un netherite ingot pe care aș vrea să-l folosesc tot acum din câte mi-a zis voi în comentarii dacă înceantăm o chestie de netherite sunt șanse mult mai mari să pice ceva bun așa că ce vom face vom face direct un netherite x și nu mai rămâne doar shovel-ul plus HOU, dacă vrem să-l facem și pe acela, avem Netherite ul și vă vedea ce primim pe Netherite Text ca și enchanturi, dar desigur vedem un Efficiency 4, nu este rău, dar desigur întâi trebuie să facem level. Am venit special să facem aici XP, plus de asta vreau să mulțesc și puțin villagerii. Olo, oh, deja, deja s-au pus pe treabă și nici n-am venit bine. Și deja avem un copilaș. Cum v-ați găsit, mă, voi? Băi, deci e dita mai satul și fix aici stați. Eu nu, eu, eu, nu, eu nu vă înțeleg. Hai repede în sat până nu mă supăr pe voi. Ok, mulțumesc frumos domnule Iron Golem, chiar avem nevoie de perle, nu știu de unde, unde a știut. După două zile întregi de a strânge lemn, putem în sfârșit să închantăm acest X. Bă, era și timpul, hai să vedem Efficiency 4. Bă, aș vrea să văd totuși ce pică și pe ăsta. Efficiency 4 pică și pe ăsta. Hai să vedem, te rog, dăm un Unbreaking 3 pe lângă Efficiency 4 și e perfect. Nu, Fortune, bă, dar n-ai mă cum, bă. O, oh, doamne, e ok și efficiency 4, dar trebuia să ne dea un uh, Unbreaking 3. Dar măcar am făcut rost de foarte, foarte multe emeralde, pe care o să le mai folosim să facem trade-uri, plus o să le punem și la beacon. Suntem echipați să mergem în nether, dar de data asta nu merge la minat, mergem să facem rost de ender uri și ne-am echipat aici foarte, foarte bine. Și haide în căutare de ender uri și cred că deja v-ați dat seama de ce avem nevoie. O, oh, avem o poțiune de fire resistance, ok, not bad. După 10 minute de căutări, în sfârșit am dat de baie în ăsta. Bă, dar cum eu ajung eu acolo? Asta e întrebarea. Uuu, am luat și achievement că am fost în toate palmurile din Nether. Și să înceapă luarea de perle. Momentan avem 3, inca vreo 11, ceva de genul. Ok, nu mă așteptam să-mi iau damage, Da, uite că ne-am luat. Aia acum. a. Ok, a venit cu perla încoace. Partea nasoală e cam fire aspect și nu prea o omor așa cum vreau eu, dar asta este acum. A? Măcar avem looting și facem rost, adică na, avem 5 perle și am bătut doar câțiva. O să băgăm și o supiță pentru că au început să mai dea damage și na, e normal, dar măcar avem 11 perle. O să mai facem, cred că o să fac nu știu, 14 sau 15 ca să fim siguri. Bă, ce frate aici, gaură de Enderman, ăsta e blocat, e o perla acolo, na, hai sus, boss, hai sus. Au, mamă, mi-am luat de meci de la ăștia, dar măcar avem... Mamă, bă, vezi că looting-ul ăsta îți dă foarte bine. Mamă, dar de ce n-am ținut eu boții? Da, îi pusesem pe ea de gold și am zis că, da, nu-i mai schimb. Bă, ne-au dat ceva damage, o să băgăm uh, supițe, o să băgăm supițe ca să, ca să ne revenim, dar uh, partea bună este că am făcut rost de și ne putem întoarce acasă liniștiți. Plus de asta am făcut rost și de niște mașrumuri care uh, desigur o să le folosim pentru a face mai multe supițe. Am ajuns și acasă cât să ne culcăm, băgăm o supiță, ne odihnim după o lungă explorare în nether. Este momentul să mai băgăm o fisă pentru ex-ul ăsta, băi, de câte ex-uri am înceantat pe seria asta, bă, și una un breaking nu ne-a dat. Te rog eu frumos, force între Doamne, toamne, să-mi piciorul. Ok, hai, din nou, efficiency 4, am breaking 3, atât, atât trebuie să pice. O, oh, let's go, după 50.000 de încercări, aia vreau să văd și mai putem face aici un efficiency 4, dar aș încerca totuși și pe o lopată, să vedem ce pică și pe o lopată pentru că nu avem deloc o lopată și nu mai avem nici diamante, din păcate sau că am dus diamantele noastre, dar hai să vedem ce pică pe lopată, pe lopată pică efficiency 4 și pe lângă efficiency 4, te rog, un unbreaking, oh my god, aceeași poveste și cu, mamă, nu mai pot. Dar măcar am făcut rost de Unbreaking 3 pe X, mai avem doar shovel să îl facem. Vreau să mă duc puțin în mină pentru a face rost de încă 4 bucăți de obsidian și poate câțiva dintre voi s-au prins de ce. Am luat mai mult decât 4 bucăți și vedeți aici că putem să craftăm deja ce îmi doream și anume un Ender chest. dar acest Ender chest, din păcate nu putem să-l folosim pentru că nu avem siltaj. Ne va trebui un siltaj pe Netherite pickaxe uh, și de asta o să ne ocupăm. Sunt puțin primină, încerc să mai fac niște XP, să mai facem rost de niște diamante, pentru că acum, zic eu, că suntem destul de stacați și nu mai avem probleme să murim atât de repede pe aici. Ono, oh, nu. Oh, nu, am văzut unul de la cu trident. Istoria se repetă cu ăsta cu trident. O să încerc să... Să-l omor cu arcul, pentru că ar fi cea mai smart decizie. A, am două o inimioară, pe bune. Ia, ia, că a dat, a dat chestii. A dat, a dropat chestii cupru și atât, bă, nu mi-a dat tridentului. Deja, deja am sechele cu, cu ăștia cu tridentul, pentru că țineți minte din prima parte. hoho -ho, și diamante, let's go, sunt și mai multe, mă rog, mai multe fiind două și fix două ne pică cu în 3, incredibil. E interesant că e un mineshaft acolo, deci, u uh, uh, și diamante, hai la diamantele alea, e interesant că e mineshaft acolo, dar nu o să mă duc chiar acum la el, probabil că o să lăsăm pe altă dată, uh, dar acum v-am zis, am venit pentru obsidian și eventual să mai luăm ceva diamante și XP. Încă ceva diamante aici, încă ceva diamante aici și ne se alătură acest creeper și culmea chiar am nevoie de gunpowder, așa că, na, e ok. Ah, uite că am ajuns la mineshaft mai repede decât, decât mă așteptam uh, Cel mai frică mi-e de pentru că ăștia ne pot da cel mai mult damage Oh nu, vine ăsta micu Ok, cum îl batem noi pe ăsta micu? Îl batem cu sabia, nu? Fără să ne dea damage Ah, am scăpat Încă ceva diamante Asigurăm perimetru, doar un diamant Bă, cine nașpa Oh my God, ce m-am speriat. Wow. Uf. Ok, m-am speriat nașpa pentru că eram foarte concentrat în față. Și mi-a venit la din spate. Bă, care erau șansele? Ok, nu-i probleme că nu ne dau damage foarte mare. Și da, nu-i probleme că luăm damage neapărat. Am nevoie de XP, ceea ce e bine. Dați-mi XP. Dar nu mă așteptam să-mi vină la spate ăla. Și uite-l pe la cocoțat acolo. Încă ceva diamante. Încă ceva diamante, dar ocrotite de acest... Creeper. oh, astea sunt mai multe. U, câte sunt? Wow, câte sunt? Oh my god, iară zombie, nu mai pot. Da, cred că am explorat suficient pe astăzi, așa că vom merge acasă, vom vedea câte diamante am făcut rost și de asemenea vom încerca din nou să enchantăm un X. Ajungem acasă și hai să vedem cu ce am venit din mină, 30 de diamante, avem 31 în total, am făcut rost și de niște redstone, de asemenea niște gol pe care trebuie să-l punem desigur la prăjit. Niște iron, niște chestii foarte, foarte random și desigur sigur ender pentru că de asta ne-am dus și la minat. Mai băgăm și o supiță să ne facem full. Nu știu ce m-aș face fără supele astea pentru că s-ar du duce foarte repede uh, goldenei pălurile și hai să încercăm încă o dată un pickaxe. Te rog să fie ceva bun, am breaking 3 și seal touch, let's go! Seal touch, efficiency 4 și am breaking 3, e tot ce mi-am dorit pe un pickaxe. Efectiv, e, e genial pickaxe ul o să ne ajute enorm de mult. Și asta înseamnă că putem ține în permanență ender la noi. Și vedeți, cu acest seal touch, îl putem sparge, dar din păcate nu îl putem sparge cu fortune. Mai facem și ceva supițe, să avem acolo... Oh, nu. am făcut super normale. E, a, avem și câteva supe normale, dar hai să nu, să nu le amestecăm și o să le pun la mâncare. Și cam asta am pus în Ender vedeți aici avem niște mâncărică, căul, aer în supe și niște chestii așa să, să, avem acolo în caz de nevoie și asta o să-l ținem după noi. Desigur o să țin și care, dar momentan o să rămânem cu Ender pentru că nu putem să facem rost de care încă. Bă, voi știți ce am uitat să fac? Am uitat să pun un efect pe beacon. Efectiv, am uitat să pun un efect pe beacon. Și o să punem, nu știu dacă speed sau rezistență. Hai, spunem speed. O să avem și noi speed la noi în bază. Bă, cum să uit, mă, am beacon de atâtea zile și am uitat să-i pun ceva. Mai avem de craftat acum ceva foarte important. Cum se... A, ok. Pe, pe partea aia și ia să vedem o putem să facem așa, parcă așa era, da. Și vom face niște rachetuțe, facem niște rachetuțe. Atâta ne permite gunpowder-ul pe care îl avem dar este foarte, foarte bine. Și avem rachetuțe și ne vor ajuta mai încolo, nu acum. E o micunealtă cine va ajuta mai încolo. Și ne vom băga imediat la sound pentru că mâine este o zi foarte importantă. A venit și ziua 84 și este vremea să mergem în cea mai importantă misiune din această serie. Adică să batem dragonul și ne-am echipat complet, vedeți inventarul nostru, avem tot ce ne trebuie pentru a bate dragonul și desigur vom pleca imediat în călătorie. În primul și în primul rând va trebui să craftăm Eye Offender pentru a găsi portalul. Hai să dăm și cu primul Eye Offender să vedem unde se duce și se duce în direcția aceea. Haide să mergem încolo. col... Da, nu prea am început foarte bine, dar e bine că avem uh, perle și putem să mai facem. Haide să mergem și plecăm la drum, ne luăm la revedere de la căsuță. 400 de blocuri mai târziu, hai să mai dăm încă un Ender Pearl tot în direcția aceea. Păstrăm și să sperăm că primim înapoi Și da, am primit înapoi Mergem tot încolo Dar din păcate nu este un drum Ok, nu mă așteptam la asta uh, N-am luat damage pentru că avem armură foarte bună Dar uite cam <laughs> Cum a picat la Ok, ne-am luat jumătate de inimă Dar nu este problemă pentru că avem supițe la noi Dar voiam să zic că terenul este destul de inconfortabil Dar sper să ne descurcăm se pare că am ajuns într-un ocean și voi mai da încă o dată un end Văd că se schimbă puțin direcția, deci trebuie să mergem în partea... Ok, de ce naiba se sparg? Am impresia că e prin zona asta. Hai să mai dăm încă o dată o perlă și ne întoarce. Ok, uh, cre... Oh my god. A treia perlă spartă din 5 din 5 încercări. Eu am impresia că e în zona asta, efectiv am impresia că e în zona asta pentru că uh, am dat acolo sus pe munte, ne-a trimis în coace, ia să vedem. Ne întoarce, what? Nu te sparge, te rog. Ok, cred că este în zona aceasta, așa că o să, o să sap în jos. Opa, ce am dat noi aici? Interesant. Ok, am dat de stronghold și cât de departe este de casă? Suntem la 1000 de blocuri, cel puțin. Uh, ce 1000 de blocuri? 2000 de blocuri aproape. Am găsit și un chest cu o perlă. Uh, N-are rost să luăm restul. Încă o perlă. Oh my god. Deci am căutat atâta după portalul ăsta nenorocit și era la ultim la primul nivel când am fost, și eu mă duceam tot mai jos, uh, dar bine că l-am găsit aici, este foarte, foarte bine că l-am găsit. Vom nota și coordonatele, desigur. Astupăm pe aici să nu picăm cumva prin, prin prostioarele astea și ne pregătim. Parcă am văzut un singur ochi. Da, e un singur ochi, nu contează, e, e suficient și un ochi. Punem un ender chest ce nu ne mai trebuie. E bine că ne-am pregătit pentru cea mai rea variantă, să zicem așa, pentru acest portal. Am și dormit și cred că suntem pregătiți să mergem în end Eu așa zic, suntem pregătiți să mergem, hai să vedem Avem 11 perele să le punem aici și boom, portalul Suntem oare pregătiți pe această serie? Haide, let's go Să sperăm că nu avem un spawn foarte nasol Ok, este un spawn decent Și este timpul să bătem dragonul Băieți și fete, hai să ne punem shield-ul în caz de nevoie Uh, nu știu ce să mai avem așa în mână, eventual niște perle, habar n-am dacă e să picăm, e bine să, să avem acolo niște perle, hai să ieșim și începe bătăria cu dragonul. Ia uite dragonașul, par ok turnurile, deja o să-l dăm pe primul jos. Chiar par ok turnurile realizabile, nu cred unul, ăsta al doilea, uh, nu cred că o să fie nevoie să ne urcăm la ele, și singura problemă e, al treilea, singura problemă va fi să nu ne împingă dragonul urât și endermenii, să fim atenți la endermeni. Și cred că am rămas fără turnuri, nu mai are acum niciun turn, ia să vedem, ar trebui să coboare cât de curând. Da, o să coboare, nu știu dacă e cea mai bună metodă să stăm aici, dar hai să vedem, încerc să-i să dau damage. Uite că l-am prins, ok L-am prins aici să nu sărim să Să ne împingă foarte, foarte bine O, oh, nu, 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 nu Ok, 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 nu mă așteptam la asta O să băgăm un Golden Apple Nu mă așteptam să, să intru în range -ul. Oh, ma, oh my god Oh my god, a venit și asta Uf, Ok uh, Am crezut că e mai ușor decât pare Dar uite că au intervenit niște probleme A intervenit Enderman-ul ăsta Și, mamă, o să mă împingă o să mă împingă Oh my god Pleacă de aici Nu, lasă-mă intermine O să dau perla acolo Ok Nu m-am pins Nu m-a săltat Ok, și hai să-i dăm damage Nu o să sar Că dacă sar mă împinge sus nașpa Poate îl omorâm? Ok Mai are câteva săgeți Mai are doar câteva săgeți Și o să-l batem Ultimele săgeți Vină cu coace Haide Și dragonul Let's go! Am bătut dragonul Let's fucking go Terminăm jocul Pe super Hardcore Let's go E timpul să culegem roadele Dragonului Vedem acolo și portalul Hai să luăm tot XP-ul de aici Foarte foarte bun XP-ul acesta Și clar nu este ultima dată Când batem dragonul Asta să fii siguri nu este ultima dată când o să-l batem și haideți să luăm și oul de dragon care este aici, trebuie să apăsăm o dată pe el și nu știu unde s-a dus, aveți idee unde s-a dus? Uh, cred că am pierdut oul de dragon, efectiv cred că am pierdut oul de dragon, nu, nu, nu știu unde e, nu-l văd, deci eu nu pot să cred că nu găsesc oul, efectiv nu văd oul de dragon. A intrat în portal, ce s-a întâmplat cu el? stai da, să fac un turn, să am așa o vedere mai amplă, că poate nu se vede de jos. Nu îmi dau seama unde e. Deci cu părere de rău, țin să vă anunț că nu mai avem o de dragon efectiv nu știu unde este. Dacă știți voi, dacă aveți idee unde ar trebui să-l caut, scrieți-mi în comentarii pentru că nu-mi dau seama unde. Efectiv am dat înconjur la harta asta. L-am atins pentru că voiam să-l iau și de fiecare dată când îl atingeam se spauna undeva foarte apropiat. Dar uh, văd că de data asta nu știu unde s-a dus. Da, o să las în pace ou de dragon și este timpul să mergem să căutăm Elitra. Let's go! Intrăm în portal și mergem și căutăm Elitra pentru că asta am așteptat cu toții și este momentul să mergem să căutăm End City-uri. Dăm și perla și... Wow, ce pe munchie de cuțit! Ok. Intrebarea uh, întrebarea mea e în felul următor. Unde să mergem? Cred că mergem spre insula aia. Cred că pleacă și prima perlă. Hai să vedem prima perlă, se duce binișor, se duce binișor, lungima de, de inimioară, dar nu este o problemă pentru că na, avem, avem și supițele, dar problema o să fie că nu avem foarte multe blocuri. Trebuia să mă gândesc că am nevoie de mai multe blocuri, da, o să stăm aici, o să, o să facem rost de blocuri și în continuare vom face poduri până găsim end city uri Încă o perlă. Ar trebui să se ducă numai bine, Atâta ai anxietate. Ok, văd deja un N City, dar nu prea i văd barca, din păcate. spunem că e barca acolo, dar nu prea văd barca. Da, o să mergem mai bine în direcția cealaltă, pentru că odată ce e acolo, mă gândesc că sunt șanse mai mici să se mai spaneze încă unul. O, oh, ce am văzut acolo? Nu dau seama dacă e barca pare că e barca pentru că e chestia aia acolo. De obicei când vezi aia, parcă e intrarea în barcă. Ok, mi-e frică să dau perlă. Uitați-vă și voi cât de sacadat am mers aici. Mi-e frică să dau perlă să nu, să nu fie prea departe. Uh, și nu mai avem nici blocuri. Ha, mă, că ajungem. Ce naiba, ajungem. Hai să dăm o perlă și uh, ajungem. Ok, ok. spune în care barca Te rog, spune în care barcă. Oh my god. Nu are barcă, bă, și chiar am crezut. Pă bune că am crezut că, că, are barcă. Nu prea are rost să le lutăm pe astea, că de obicei nu prea găsești chesturi în astea micuțe. Da, căutăm de vreo 20 de minute, 15-20 de minute, bă, și nimic, frate, nimic. am găsit două dălea, dar erau normale, am mai băgat o supă și, na, da, căutăm în continuare, nu avem ce să facem. Opa, a mai dat de unu Nu stiu dacă are Mama. no, 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 Oh my god No Oh my god Ce s-a întâmplat aici M-au luat pe nepregătite Endermenii astia Bine că trebuia să pun apă mai devreme Dar nu mi-am dat seama efectiv am uitat de apă m Mă uitam spre spre n City. Deci dacă ăsta n-are, dacă n-are barcă, o să mă supăr super tare. Am uh, mă uitam spre NCT City și m-am uitat din greșeală spre ăștia doi. Mama, 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 era, chiar, chiar, a fost foarte aproape să, să murim. Nu are fucking barca al, al treilea End City. Fără barcă, de ce există fără bărci? Ăsta are loot sus, dar n-are rost să ne chinuim pentru, pentru nimic. Pentru nimic, frate. Nu pot să cred că n-are barcă. Încă unul. Ok. A, pare promițător. Te rog. Al cincilea, al nu știu câtelea e. Și nu cred că are barcă. Acolo sus ar are, are barcă. I-am văzut umbra. Let's go. Aleluia. Ale. Ce aveți, mă, de veniți așa? Voi vedeți cum au venit. <laughs> Lol. Uh, are barcă. În sfârșit. S-a dus chinul. Da, mă, uite, uite bărcuța. Uite bărcuța acolo sus. Doamne, după 30 de minute aproape, găsim în sfârșit un NCT bun. Încă unul. Oh my god, sunt două și mai e și ăla de acolo. Ok, o să mă duc spre ăla pentru că pare mai accesibil, ăsta e puțin mai departe și hai să, să mergem spre ăsta de la am găsit ultima dată. Bă. Acum tot ce trebuie să facem este să ne mai uităm după un portal. Asta este tot. Mergem acum să salutăm. Hai să vedem ce e în acest NCT. Să sperăm că nu ne va face prea multe probleme. Eu a zice că nu. Oh, nu! Mama! Wow! Ok, ok. Am făcut un fel de MLG. Uh, fac. Nu! Trebuie să băgăm o supă. Uh, mai băgăm una. Și nu o să mă duc la înălțime pentru că o să-mi iau Falling Damage Și nu prea vreau să-mi iau Falling Damage Ideea este că trebuie să avem grijă la nebunile astea de șelcăre O, am găsit o sabie interesantă aici Ce tare Am găsit o sabie super bună Avem și una cu Smite, am văzut acolo Plus un Ender Chest Bă, pe care aș vrea să-l iau, de ce nu? Hai să, să luăm Ender chest Pentru că vom pune unul și acasă Numai bine Uh, o să mai iau cărșeluri, dar mă interesează întâi să luăm elitra, să stăm, să stăm liniștiți uh, Nu știu dacă pot să mă duc eu mai... Uh, mamă, mamă, cum sunt... Uai, iară mi-a dat uh, De fapt o să mă folosesc puțin de ea Mamă, câte cât vin! Holy! Holy, câte vin! Ok, o să mai băgăm Golden Apple Efficiency, Efficiency 3 Ok, mamă, deci e, e, e nebunie aici Efectiv, e nebunie Cred că putem să dăm perlă Hai să vedem bug, pac, 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 fix pe asta Nu e rău, nu e rău, nu e rău uh, Încă ceva șelcări aici Nu le mai suport deja Dar uh, ce să faci? Trebuie să le, să le omorâm Hai să vedem ce găsim aici Instant Health Ceea ce, ceea ce o să ne ajute Ne dă, bă, pleacă nu, nu înțeleg cum a lovit. Nu înțeleg cum a lovit. Ceea ce ne ajută pentru că ne face viața și hai să vedem ce am găsit și aici. Uuuu, ce pa buni, ce pa buni și o cască bună. Wow! Niște iteme foarte, foarte bune, plus elitra. Ne interesa elitra în primul și în primul rând. Vom lua artificiile, că tot suntem aici, vom lua și câteva... Câteva uh, supe și hai să ne organizăm puțin pentru că e foarte, foarte mizerie în inventarul meu și nu-mi place Și în primul și în primul rând trebuie să facem niște șalcăre Facem așa două șalcăre să ne organizăm frumos Voi vă dați seama că aer în ăsta e mai bun decât lopata mea E efectiv e mai bună decât lopata mea A, Așa, hai să luăm șalcărele o să luăm și acesta și cred că putem să plecăm acum cu Elitra, în sfârșit avem Elitra și acum va trebui să căutăm un portal, cel mai probabil o să avem nevoie de un portal, bă n-aș mai vrea să stau un momentan aici, ne-am făcut Damblaua, am luat tot ce ne trebuia, acum ne trebuie doar un portal să găsim, așa că haideți, am Elitra pe mine, am Elitra pe mine și haide... Prima dată cu elitra zburăm, let's fucking go. Haide în căutare de portal. Oh, am găsit și un portal, let's fucking go. Am aterizat cu bine... Am găsit și portal, am luat și Elitra, am și luat un City bă, a fost foarte bine, chiar dacă a durat mai multe zile, eu zic că au fost niște zile foarte productive, trebuia să facem lucrurile astea și uite că am terminat Minecraft-ul cu bine. Haideți să ne întoarcem acasă, cred că putem face o aroganță până la portal să dăm așa cu, cu elitra. Am terminat Minecraft-ul și unde ne-a spawnat? What? Uh, Minecraft. Cred că ne-a spawnat uh, fix unde am început jocul. Uite, drag ou de dragon! What? Nu știam că se poate întâmpla chestia asta. Dacă e tot aici, hai să luăm. Nu știam că se poate întâmpla chestia asta. Haide, haide să luăm ou de dragon. A intrat prin, uh, prin portal alături de niște XP. Am ajuns acasă și încerc să fac rost de un uh, Villager cu Unbreaking 3, deja am făcut rost de uh, Mending, am luat aici 3 cărți de Mending și vreau să fac rost și de breaking 3, să punem mai ales pe elitra pentru că bă, vreau să avem o elitra foarte, foarte bună, așa că ne ocupăm de chestia asta dinainte, să nu avem probleme după. Avem breaking 2, dar aș vrea totuși să facem rost de Unbreaking 3, 13 emeralde, nu știu ce să zic, plus că o să avem nevoie și de XP, chiar dacă avem XP mult, n-aș vrea să-l irosesc, o să stăm aici, o să pierdem mai mult timp decât mă așteptam, dar vreau să fac rost de Unbreaking pentru că este un enchant foarte, foarte important. Uuu, Unbreaking 3, 38 de emeralde! Bă, cred că era mai bine să luăm Unbreaking 2 ăla de atunci, dar aia oricum avem emeralde gârlă, dar este bine, una Breaking 3 odată pentru elitra, vom mai lua una Breaking 3 pentru Helmet și pentru Chestplate, dar nu știu dacă are rost să punem pe ăstea pentru că, sincer, deja nu cred că o să avem probleme să, să se spargă astea, pentru că nu o să luăm atâta damage, mă uit pe aici unde am nevoie, a, ah, o să mai am nevoie pe Arc. Am ajuns și acasă, am pus desigur mending aici pe Elitra și am breaking, o să se refacă imediat ce facem și XP desigur, totodată am enchantat o lopată, am, am, prins o lopată cu efficiency 4 și am breaking 3, vedeți că mai am doar 46 level și am venit aici să mai îmi încerc norocul cu ceva cărți, dar Uh, nu știu ce îmi va pica, nu mai am nici foarte mult lapis, asta este problema. A, ba, da, mai am lapis, am, aveam impresia că nu mai am foarte mult lapis, dar avem, uh, avem lapis foarte, foarte mult. Și acum o să ne punem puțin uh, pe cărți să vedem uh, ce ne va pica pe acestea. Aqua Affinity, foarte bun și putem să punem pe căscuță Aqua Affinity, uh, să spargem mai repede când suntem în apă. Ne mai trebuie doar Respiration 3 și avem căscuța perfectă. Avem și un efficiency 4 aici pentru copo acesta, foarte, foarte bine. Și hai să vedem cine mai pică, Sharpness 3. Hai să punem efficiency și mending, nu știu la care rău să punem. Hai să vedem dacă ne ajunge levelul pe acest uh, târn cop cu silta și trebuia să-l facem și pe acesta, dar nu ne ia foarte mult, e mai greu să repar, dar este bine că avem mending și pe el. Uh, aici nu o să pun mending, uh, o să pun totuși un mending pe topor pentru că nu avem și mi se pare foarte util, o să punem mending și aici și ne mai, mai trebuie un efficiency 4 pe topor. O să punem aici endercestul, nu-i găsesc niciun loc la endercestul, o să-l punem aici afară, să, să, fie în, să fie în regulă. Mai avem un endercest în acest shelker și o să ținem mereu endercestul la noi, sau cel puțin o să-l ținem în shelker. Acum o să stau puțin să organizez totul și probabil o să colorez și un shulker să avem mereu la noi. Și dragonegu o să-l pun aici. Chiar n-am unde să-l pun. Hai să ne culcăm și s-ar putea să mergem în explorare după ceva interesant. O să facem shelkerul roșu. Nu știu, nu prea am foarte multe variante. Roșu mi se pare, mi se pare în regulă. Am pus aici câteva chestii folositoare plus ce mai avem în Ender Chest. Avem inventarul cam full, dar nu prea pot să brenuz la nimic în momentul de față și vom merge în explorare. Uh, pentru că vreau să facem un raid și pentru a face un raid ne trebuie un villager outpost și voi uh, pleca în explorare pentru un villager outpost. Nu știu cât o să dureze, nu prea am foarte mult gunpowder, uh, dar până atunci trebuie să facem rost de niște sugar cane. Da, și haideți să plecăm la drum, o să o luăm în direcția asta. Și vom vedea cum ne descurcăm cu rachetele, pentru că nu avem foarte multe rachete, după cum v-am zis. Dar o să fie interesant, să vedem dacă găsim acel outpost. Am găsit aici un sat, destul de departe, nici nu știu dacă l-am explorat sau nu. Uh, nu cred, nu cred că l-am explorat. Ia să vedem, găsim niște obsidii, Sedel, foarte bun saddle -ul. Un item pe care doar poți să-l găsești, este în regulă. Mai luăm și floricele să facem supă. Avem aici două albinuțe, am luat repede stupul, <laughs> și avem și un stup, o să o să luăm acasă, uh, pentru că nu aveam un stup, mai ales că acum avem și silta, cea să le iau și pe ăsta, let's go! Și avem uh, două, sunt diferite, nu putem să le stacăm, nu știu ce înseamnă asta, dar uh, mă gândesc că e de bine să sperăm că uh, sunt acolo ceva albinuțe. O, oh, doamne, deci cred că ăsta e visul oricărui jucător de ultra-hardcore. N-ai cum, uite-te câte floricele sunt aici Oh my god Bă, câte sunt N-am găsit toată seria Cât am găsit în același loc Am găsit și un portal Doar o bucată de gold Dar eu zic că este suficientă Încă un portal acolo, free gold O, două gold de napluri Foarte tare, plus un uh, bloc de gold Am găsit și un fishing rod Cu lack of the sea Bă, îl luăm, de ce nu Poate o să avem nevoie de el Oh my god! Și când era să renunț, uite că am găsit. Mă, ce tare e portalul ăsta așa cu, cu designul ăsta. E așa un portal abandonat ar, ar, părea. Ia să vedem ce găsim aici. Da, nu, nu e cine știe ce. Uh, portalul ăsta nu mă bucură atât de mult cum mă bucură outpostul ăsta incredibil frate, după atâta timp găsim și noi un outpost și suntem la distanță de 4.000-5.000 de blocuri distanță de casă, noi avem casa la 1500 cu 100 și suntem la minus 1000 cu 3000. Ca să vă faceți o idee, în orice caz o stăm pe aici puțin, o să dureze puțin, dar măcar știm că Uh, am găsit aici un outpost, o să notez coordonatele și să sperăm că nu o să stăm foarte mult pentru că aș vrea să bat doar 1, uh, să avem level 1 la raid. Uite-l pe asta Ok. Mamă, mamă, mamă! Oh my god, stai așa că sunt cam încolțit, o să-l omor pe ăsta și gata, ar trebui să, să fie în regulă. Mamă, ce-au făcut cu aer în golemii! Nu, mi-au sequestrat aer în golemi aici. O să notăm coordonatele și bă ne-au cam dat de damage pentru că aveam elitra și de aia elitra nu ne ajută foarte mult pe, pe apărare, adică nu ne ajută deloc pe apărare, dar e bine că am luat B2 și acum putem să mergem într-un sat să facem, să facem raid-ul, nu știu dacă să fac în satul meu, parcă aș face în alt sat. mi se pare o idee mai smart să facem în alt, în alt sat și cred că asta vom și facem. Și avem primul sat pe care l-am găsit aici. Cred că a mai fost prin, prin satul ăsta, pare cunoscut. Îmi pare rău de sat. Asta este, ne pregătim aici de tot ce avem nevoie. Culmea e că mai e un sat acolo, dar ăsta a fost primul pe care l-am găsit. Și să sperăm că ne descurcăm. O să dăm sunetul mai tare că vreau să aud de unde vin. Băi, am dat drumul la raid. S-a auzit din partea aia că vin. Dar nu mai vine nimeni. Mi-au dat... Uh, Mi-au dat schimb. Văd că nu vine nimeni. Oh my god! Uite-te unde sunt! Nu pot să cred unde i-a spawnat, frate! Pă bune! Pă bune vorbești! Uitați-vă și voi unde erau. Deci uitați-vă unde erau. Easiest wave of my life. Efectiv a fost prea ușor. Doamne, dar am stat mai mult să-i caut. E, efectiv, nu mai înțelegeam nimic. Bine, bine, bine că i-am găsit. Nu pot să cred. Fix acolo se duc. Fix acolo se duc, în aceeași capcană. Doamne, uitați-vă. Mamă, stai că s-a infiltrat unul. Bă, s-a infiltrat unul. Salut, barbașanilor. La fel o să-i batem foarte ușor. Easy. Easy. Să sperăm că tot așa o să vină, că mie îmi convine. Vreți să vă mint? U, acum e cam nașpa treaba pentru că a venit la mare, ravagerul. Dar văd că e blocat acolo și s-ar putea să-l bat cu arcul. E posibil să-l bat cu arcul. Nu, mi-o moară din ăștia. Oh my god. Cum te-ai infiltrat, mă, pe aici, nebunule? lasă villagerii care nu... Oh! Șnițel! Mamă, cât e ăsta! Pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici! Oh my god, nu vreau să mor, te rog, doamne! Nu mor, nu mor, nu mor! Oh my god! Uf. Ok, mi-a stat inima în loc. Mi-a stat inima în loc. Hai să... Să băgăm aici repede. Doamne, ce nebunie. Fiți atenți că iar au picat toți aici. Holy moly Și și de la dezdă totem, cred Aba nu, e witch E witch care m am trei cât... witch-uri, bă, ești nebun Oricum o să o să -i batem destul de lejer Fără să ne luăm de să sperăm I-am bătut destul de ușor Și să vină mereu pe partea asta Că văd că mă descurc foarte bine când vin pe partea asta Oh my god S-a terminat, băieți și fete S-a terminat Ce aici am omorât evoker ceea ce e foarte bine Ravagerul o să mai fie o problemă O, oh, ne ajuta Iron golem -ul. Let's go, bine tati Bine tati, unde sunt restul? A, oh, uite unde e restul Asta e ultimul? Ok, hai să băgăm instant health-ul Mamă că ne dă instant health-ul Da, huh. Ok, destul de intens Destul de intens, nu gonna lie. Ok, mai e unul. Unde e ultimul? What? Nu, 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 nu. Golden Apple, Golden Apple încă unu Stai așa că vine boss-ul Ok. Nu suport licuricii ăștia amici. Doamne, că nu-i pot să-i ating. Au hitbox-ul prea mic și mai e unul. E tot evoker. A, ah, ba nu. E de ăsta normal, ok. Cred că au omorât din... Defeat! Nu pot să cred. Am luat, am luat un totem. Da, edifit, bă, mi-au omorât toți villigerii. Nu știu dacă ați observat, dar toți villigerii mei stăteau... Mă, lăsați-mă, mă, mă în pace, n-auziți? Toți villigerii mei stăteau sub, sub casa aia. Efectiv, erau toți la vedere. Dar, partea bună este că am făcut rost de un totem. Asta mă interesa, să facem rost de totem. Nu mă interesa să, să facem rost de mai multe chestii. Avem un totem, doar... E ok, e ok. Acum vă dați seama că cu altă siguranță o să bat. Uh, o să mă uit pe aici, poate mai avem încă un totem sau ceva. Uh, cu altă siguranță. Oh! Mai am încă un totem. Let's go două toteme. E foarte, foarte bine. Aveam impresia că, că au fost doi evocări. Uh, altfel bați acum cu totem în mână. Adică acum, dacă murim, practic avem încă o șansă. Hai să vedem și pe aici ce mai găsim. Uh, mai găsim ceva XP. Găsim și un creeper ca trebuie să batem și niște creeperi. Uh, uite și pe aici foarte multe iteme. Dar overall eu sunt mulțumit, adică nu contează că am pierdut Golden Apple-uri sau așa mai departe, avem tot teme, două tot sunt foarte ok, satul ăsta v-am zis nu prea mă interesat de mult, mă interesa mai mult să, să, iau totemele și băi ok, am folosit două poțiuni, câteva, câteva supe, dar astea sunt chestii pe care putem să le refacem, desigur. Mai facem rost de două bucăți de gold, foarte, foarte bine. Eu zic că avem suficientă supă, vedem aici câtă supă avem. Avem, avem, avem suficientă supă, o să ne luăm așa câteva bucățele. Și hai să vedem câte mere putem să facem, câte mere de aur putem să facem din această expediție. 10 plus ce am mai găsit, este foarte, foarte bine, o să le punem aici în Ender Chest și bă, eu sunt mulțumit, chiar sunt foarte mulțumit, plus de asta totemul ăsta, nu știu, îți dă o siguranță foarte mare pe o serie de genul, mă rog, și pe o serie de hardcore, pentru că, na, practic mai ai o viață în plus, dacă e să mur, dacă se întâmplă ceva, te omoară cineva, practic mai ai o viață în plus. Hai să băgăm și o supiță să ne facem full. Ok, nu voiam să dau de piligeri, te am și eu pur și simplu... Ok, nu! No. Ok, Tăiam și eu niște copaci și dau de niște piligeri. O să țin minte că e un piliger aici. Aș putea totuși să-l prind. Gata. Și acum nu o să mă mai atace. Nu mă mai atacă. Și l-avem prins aici. Și o să știm că, că e aici când vrem să, să mai facem raid-uri. Mamă cât de mi-a dat. Oh my god. Gata, stop it. Stop it. Da, l-am prins aici. Destul de aproape de, de casă. Și strângem și eu problem liniștit și dau de nebunii ăștia. Culmea, știi, când ai nevoie nu îi găsești și când nu ai nevoie vin ei la tine. Da, interesant. Am fost și eu să strâng 2-3 zile, am strâns niște lemn, eu zic că suntem pregătiți să facem foarte, foarte multe emeralde și da, cam atâta lemn, lemn am strâns. Ai ureabă, ia uitați aici, avem un rând întreg, plus ce mai este și pe sub, o grămadă de lemn, băi, nu știu cum o să fac cu inventarul, dar cred că, cred că o să-mi pun eu din uh, chestia aici pentru că am mult prea multe lucruri. Cam atâtea emeralde am făcut rost de la tot ce am strâns, avem 4, aproape 5 stecuri de emeralde, eu zic că este, este foarte, foarte bine. Uh, cred că o să iau acest respiration, încă mă gândesc, da, mai am nevoie de respiration și unde un depth strider, în rest sunt, uh, sunt super, super bine, dar poate, poate îl scoatem la un preț mai mic, da, am făcut rost de, de el mai uh, mai ieftin la 38, nu e nici mult, nu e nici puțin și cred că o să luăm pe acesta. Uh, nu o să mă mai chinui pentru că văd că pică foarte greu. Uh, am făcut roșii de deep strider, cred că 3 este maxim, din câte mi-aduc eu aminte 3 este maxim, uh, da, costă mai mult pentru că l-am atacat eu din greșeală și da, o, o, o să iau și un bookshelf pentru că nu mai am foarte multe cărți și da, niciodată nu strică să ai mai multe cărți, să ne cultivăm și o să luăm și un deep strider și mergem cu restul emeraldelor acasă. Am pus și stupii aici și putem deja să recoltăm acest honeycomb. Mi se pare foarte tare. Bun, deci pe papuci, cum am zis, punem Depth Strider, perfect. Și nu cred că mai putem pune nimic pe papucei. Momentan nu cred că mai putem pune nimic. Sunt papucii perfecți, uh, sunt foarte buni, nu avem nevoie de nimic mai mult. La fel și la cască. La cască o să punem Respiration și ne va mai trebui... Ah, A, s-a spart envil trebuie să facem altul. Se pare că apune soarele, și pentru ziua 99. Ce zi, 99? Hai să băgăm două supițe, să ne răsfățăm puțin, să ne facem full viață, să începem ziua 100 cum trebuie și, mă rog, de fapt, să o terminăm cum trebuie această serie până la 100 de zile, dar seria nu se va termina aici. Ei bine, suntem în ziua 100 foarte tare. Am ajuns aici. Am pregătit emeralde să marcăm cumva această zi și vom merge să punem aici la beacon în continuare. Nu terminăm beacon. Asta este clar. Dar Venim aici să punem în continuare la Beacon pentru a îl termina cât mai repede. Asta clar o să facem spre părțile următoare, dar totuși avem 26 de blocuri, ceea ce înseamnă ceva. Înseamnă ceva. Urmează cât mai multe chestii pe această serie și mă bucur că ați rămas până până aici și chiar apreciez dacă dacă rămâneți până la ziua 100. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat aceast la această serie și în continuare vă sfătuiesc să stați aproape pentru că Că urmează chestii foarte, foarte tari. Aproape un rând. Wow, asta e tare. Aproape un rând aici cu blocurile de emerald. Urmează chestii foarte, foarte tari pe această serie și închidem beaconul. Închidem beaconul și abia aștept să facem pe beacon regeneration. O să fie efectiv genial când o să facem rost de regeneration. Cam atât cu această parte a patra o să vină lucrurile puțin mai diferit de acum încolo, dar seria nu se termina aici, abia am început, am terminat jocul, am bătut dragonul, am făcut primul nostru raid, uh, încă mai avem chestii de făcut pe această hartă și să nu uitați că în curând o să apară și Warden-ul pe Minecraft, deci mare, mare grijă, atât v-am zis. Mă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine în aceste 100 de zile, să sperăm că nu o să murim prea curând pe această serie, vă mulțumesc foarte, foarte mult, să aveți o zi faină în continuare, v-am pupat, pa, pa!